Cine în depou? Aceasta este situația trenurilor noi făcute de francezi care ar fi trebuit ca anul acesta să circule pe sub București. Estimările specialiștilor arată că acestea vor fi puse în circulație anul viitor, asta dacă constructorul va livra toate trenurile la timp. Producătorul trebuie acum să achite penalități de 28 de milioane de euro pentru întârzieri, însă a decis să atace în instanță pe motiv că întârzierile au fost provocate de o curbă nespecificată pe traseu. 13 trenuri noi făcute în Brazilia trebuiau să circule deja pe sub București, pe magistrala 5, însă până acum doar două au ajuns în țară, iar acelea sunt în faza de testare. Aproape un an a întârziat livrarea primului tren, care momentan este ținut în depoul Metrorex. Botezat cu numele Giurgiu, noul tren făcut de francezi momentan se află în depoul Berceni, însă va fi pus în circulație de anul viitor. Acesta vine cu dotări de ultimă generație, de la scaune metalice, panouri informative, aer condiționat, dar și folii anti-graffiti. Aici avem controlerul de mers cu tracțiune frânare, deschiderea ușilor, partea stângă, partea dreaptă, claxonul. Încă suntem în training și așteptăm să terminăm, să fim autorizați și să putem să ieșim în probe cu trenul. Celelalte garnituri ar trebui să ajungă în țară până la finalul anului, iar odată ce se vor face toate probele, iar mecanicii vor termina instruirea, trenurile vor putea fi puse în circulație. Estimările sunt că din luna februarie a anului viitor va circula primul tren, iar din vara viitoare următoarele 12. Astfel, termenul a fost decalat cu aproape un an. Asta pentru că au fost probleme la livrarea primului tren. Acum, compania franceză trebuie să achite penalități de 28 de milioane de euro pentru că nu a respectat termenul din contract. Noi nu datorăm acele penalități, nu le recunoaștem și le-am atacat în instanță. Întârzierile despre care vorbiți au fost cauzate în principal de apariția unei curbe nedocumentate în documentația de atribuire pe magistrala 5, cu o rază de curbură mult mai mică, la jumătate. Dacă documentația de atribuire prevedea 100 de metri, realitatea arăta 50 de metri. Ca atare a trebuit să reproiectăm caroseria și intercirculația. Deci, pentru această întârziere, din moment ce noi am aplicat penalități, înseamnă că am aplicat penalități conform prevederilor contractuale. Din punctul nostru de vedere, documentația a fost pusă la dispoziția furnizorului și penalitățile au început să intre pe flux conform graficului inițial de livrare. Până când vor fi puse în funcțiune mai durează, dar bucureștenii au putut trage cu ochiul la noile trenuri cu ocazia zilei mobilității urbane. Au putut să se urce în ele și chiar să meargă în cabina mecanicului. Asta doar ca să își imagineze cu ce se vor putea plimba de la anul. Arată mult mai bine decât în poze. Scaunele chiar arată, în poze erau așa de un maro parcă, arată foarte bine. Mult mai spațios. Și arată la fel ca cel în circulație, cele albastre pe exterior, CAF. Nu știu, m-am uitat la așezarea scaunelor, la diverse chestii. Pentru un călător nu contează să te ții de ceva. Fiecare tren de metrou are 6 vagoane și 216 locuri, însă capacitatea maximă este de 1200 de pasageri.